Salut, bine ați revenit! Asta este o canapea, dar o să facem un unboxing. Asta este un set de carote de la Lidl și na, eu de obicei nu vă recomand să cumpărați de acolo cam nimic, aproape nimic, mai ales cule de mână, spraf alea, deci uitați-vă la dinților. Dar oricum și asta nu vă bazați că o să țină foarte mult, a mea ține de vreo 2 ani, celălalt set, ăsta e al doilea. Deci pot să-mi dau o părere despre ăsta nou, că l-am pe la vechi. Și o să vedeți și, eu zic că să merită să-l cumpărați, că, uite, 6 freze și prețul lui cam 60 de lei. 59, nu știu, pe acolo, maxim 60 sau 60, abar n-am. Ăsta cred că l-am luat ultima dată din Bulgaria, nu știu, a fost și acolo echivalentul în lei românești. Dar ăla altul l-am luat din România, eu zic să-l luați ăsta. Ăsta e cam pentru puținele și nivelele, dacă le testați, îți bune și alea. Dar acum am stabilă. Bun. Bă, nu era așa la altul meu. Cutia era altfel. Dar era fără chestia asta. Cutia. O să vă zic ce place și ce nu-mi place la chestia asta. Deci vă recomand să vă luați chestia asta pentru că e foarte ieftină. Și cu 60 de lei nu poți să cumperi... Uite-te. Ba, uite, ăsta l-am pierdut la cealaltă. Bun. Deci cu 60 de lei poți să cumperi maxim un burghiu care e vreo 40 de lei de la, nu știu, Warcraft, de exemplu, și o carotă care e vreo 30 ceva de lei. Și vă recomand să luați ăsta primul, că după ce îl folosiți, o să vedeți, de exemplu, asta la mine e foarte uzată, la celălalt set. O să apară în alte videouri, probabil. Deci asta e foarte uzată. Na, asta după ce se strică, adică după ce nu mai pot folosi, de 68 de milimetri, o să o schimb, dar nu știu dacă o să schimb cu un Airbauer de vreo 40 de lei sau o să caut ceva mai scump la vreo 70-80 de lei. Ideea e că le ai ce dimensiune vrei și la un moment dat se strică, o înlocuiești cu una de calitate. N-are rost să dau banii pe restul care nu le folosesc. Bun, cutia e, nu-mi place modul ăsta de ambalare, deocamdată îl folosesc așa că nu-l duc cu mine, dar nu-mi place. Nu-mi place că ocupă foarte mult spațiu plasticul ăsta. Plus că scrie Parsavia. Aș fi, nu știu, o să caut ceva variantă de făcut ceva punci pentru calascule și le pot scăra așa. Și așa ocupă mai puțin spațiu. Da, bun. Deci asta e cea mai utilă pentru mine. E cea mai uzată pe care o am. Și asta e uzată puțin. Dar asta e cea mai folosită. Și astea două, misca noi, pentru că n-am putut să le folosesc din cauza că am pierdut rahatul ăsta. La, nu știu, când sau unde. Și nu știam de ce nu potrivește pe ăsta. Bun, burghiul ăsta chiar e foarte bun. Burghiul e prost. Sistemul e bun, dar vedeți că se blochează. Deci, hai să vă arăt și cum să-l folosiți ca să nu se blocheze. Bun. Deci, iei carota. Dar s-a trebuit desfăcut. Deci, desfăcut. Da? Ies ăștia. Ăsta îl faci, îl pui, îl duci până în capăt și când e în capăt, îl dai înapoi. Așa, vezi? Acum îl dai înapoi. Nu una, de fapt una poți să-l dai, dar poți să-l dai și două din astea. De ce? Pentru că dacă îl dai tu până în capăt, dai până în capăt și îl strângi, o să fie așa de nasol, pentru că o să se strângă și nu o să mai poți să-l desfaci. Deci ultima, odată am pățit ca să nu, o să trebuie să mă chinui cu papagal, cu menghine, cu de toate ca să-l desfac. A fost foarte greu de scos. Dar așa dacă lași spațiu aici între ele, poți să-l dai și în față. Deci poți să mai încerci să-l dai și în față și în spate. A fost foarte dificil de scos. Și e foarte tare sistemul ăsta că, de exemplu, la carote, dacă n-ai chestiile alea două, dacă luați burghiu cum e ăsta, de asta nu o să potrivească aici. Mamă, se potrivește. Înseamnă că l-am eu pe burghiu ăla, l-am pus ăsta acolo și nu am putut să-l folosesc. Bun. Deci, dacă ai, să zicem, cred că și astea mai merg. Dacă pui ăsta așa. Bun, dacă faci așa, dacă folosești un fel de burghiu din ăsta, care e așa, și dacă e o carotă mare, tu folosești bormașina. Și bormașina, astea noi, au frână electronică. Toate bormașinile cu fir, acum au frână electronică. Și când ai oprit bormașina, ea se oprește pe loc și ăsta continuă să învârtă. Și rici să spargi blatul, geamul, chiuveta. De exemplu, cu o carotă mare, era un burghiu din ăsta și clientul a vrut să-i dau o gaură
într-un termopan. De dacă ori am zis că se poate da gaură, dar carota o să sară carota și o să spargă pe acolo. Și eu zic că da, dar las că dau eu, că sunt construcții. Zic, na, vezi că oricum trebuie să fii foarte atent cu el. Și-o da gaură și opri bor mașina, o sărit carota aia mare de 152 de la Oldcraft, o sărit, o spart, o ciopit cuveta, o ciopit blatul, o ciopit termopanul, da? Na, i-am zis că nu ai voie să... Deci nu ai voie să dai cu burghiu din ăsta la găuri mai mari decât, nu știu, decât ăsta. Pentru că se destrânge. Deci de fiecare dată când ai oprit bormașina, ea se destrânge. Dacă ar fi bormașini cum era mai demult cu NIMH care tot mergeau în continuare, nu aveai treabă, că nu se s-o oprea instant. Astea care sunt noi acum au fână electronică, se s-o oprește instant, carota se tot duce. Dar când au un diametru ăsta și ăsta, se s-o duc. Na bun, deci de recomandat vi le recomand, dar ambalajul nu-mi place, de tăiat e cam prost, dar pentru un pal merge și oricum de obicei mai vii cu poți să-și lefuiești marginea. Așa sunt bune și la rigips, modelul ăsta. Am și alte modele, mai există și alte modele mai ieftine ca astea. Există, de exemplu, cu o tablă. O să vă prezint și pe ăla cândva, cred că o să vă arăt diferențe între carote. Ale mea. Asta e destul de bun, că are și adâncimea destul de ok. Când ai tăiat o bucată de pal, de exemplu, poți să-l împingi de aici și dai jos carota, poți să-l împingi și din partea asta la altă, sau poți să-i mai dai un șurub și să tragi de el. Deci o groază de chestii poți să faci cu el. Și de, am zis, de recomandat, de recomand, la 60 de lei mi se pare e prea ieftin ca să-ți mai pese. Față de 60 de lei o carotă. Și burghiul ăsta e vreo 30 de lei la alte firme. Da, v-am zis, nu s-a blocat, dar aia a fost greșeala mea, că el când e la maxim s-a mai dus un pic și n-am mai avut ce să mai fac. De-abia l-am desfăcut. Nu știu cât timp o să mai recomand chestii care le găsesc pe la Lidl, dar astea eu vi le recomand la prețul care sunt. Căutați orice carote așa de înalte și de groase și să fie, nu știu, la dublu preț măcar. Să vedeți că nu o să găsiți. Deci pentru start sunt perfecte. Și vă recomand la carotele mari să nu folosiți niciodată burghiuie din astea, folosiți tot timpul din astea. De exemplu, la carota de Warcraft de 152 de mm am cumpărat carota și după aia am cumpărat burghiu. După ce am cumpărat burghiu, ăsta e mai mic decât carota de la Warcraft și o să schimb burghiu din interior, că de aici se desface. Am cumpărat alt burghiu de la Dexter, care e lung. O să-l dau jos, o să-l pilesc și o să-l bag acolo ca să am neapărat un burghiu din ăsta pentru carotele mai mari decât 68 de mm. Nu folosiți niciodată fără din astea, am zis. Frână electronică, egal, accidente, spargeri de chestii și am și văzut. N-am făcut pentru că am văzut când îi dai drumul la bormașină și se oprește imediat. Că, și mai e chestia că zici că nu o să oprească că stă material, dar după ce iese din material, de exemplu, dacă dai gaură în pal, după ce o termina de găuri palul și tu te opri, că na, să nu pici sau să nu lovești ceva, atunci el se răsucește și are și materialul în interior și se tăduce și se desface. Și 6-7 filete, deci oricum se duce. O să dau cu astea, o să folosesc să dau găuri aici la un hrănitor automat pentru pui și prepelițe. Cam asta cred că ar fi bun, că încape. Cam asta ar fi perfect. Cred. Da. O să vedeți, da? O să vă vedeți în celelalte videouri cum îl fac și cum funcționează hrănitorul. Întrebarea e dacă ăsta sau ăsta. Asta mi se pare cam mic. Dar ce-o cum cape? Cred că o să mergem pe ăsta. Da, o să încerc cu ăsta. Îi dau drumul la instalație și dacă e feedback-ul pozitiv din partea prepelițelor și a puiilor de găină, rămâne ăsta. Ăsta mă gândesc că îl fac așa. L-aș pune pe ăsta pentru că e gaura mai mică, ciocul în cape, are și ciocul lungime și că capul s-ar putea să încapă la prepeliță, e oricum mai mică asta, și nu mai dau pe jos. Dacă fac gaura mai mică, nu dau pe jos. Dacă fac gaura mai mare, dau pe jos. Deci, e bune și la plastic. Na, eu ce să vă zic, vă recomand să îl luați
ca primul set. Dacă aveți altul, vă recomand să nu-l luați. Nu prea taie, dar pentru banii lor, am zis, 10 lei, ăsta e 30 de lei, ăsta e 15-20 de lei. Și una din asta mică e, nu știu, cam 20 și ceva, 25. Astea deja ajung la 40. Și astea cam la 60 de lei una. Dedicată, să zicem, de la Airbar, care nu e cea mai bună firmă, probabil. Dar ăsta e al doilea set. De ce? Pentru că primul l-am luat și mi-a convenit și am zis că, bă, trebuie să am unul de rezervă în caz că mi se strică sau nu, sau le pierd sau ceva. Și ăsta e de rezervă. Când mi se strică una din asta, o să încerc să cumpăr de calitate ceva. Ceva mai, nu știu, Heikoki. Mie îmi plac Heikoki. Mi se par burghiile și chestiile astea foarte bune. Și sculele sunt foarte bune, dar nu-mi plac platformele și... Dar așa, mi se par că, nu știu, am folosit burghie de la Hikoki față de Bosch, mi se par mai bune și față de Makita. Bine, și mai bune ca el mi se par Hilti, la ce am folosit eu. Dar la chestii de tăiat, mi-mi plac Hikoki. Așa, Wallcraft-ul mi se pare că e așa mai pentru amatori, dar nu găsești carot. Adică, raport calitate-preț sunt foarte bune la Wallcraft, părerea mea. Adică, păi așa, un pic peste astea, dar prețul nu e mare nici la Warcraft. Na bun, cam asta este, nu mai am ce să vă... V-am zis destule despre ele. E timpul să le punem la treabă. Aveți grijă de chestia asta mică. Eu cred că mi s-a înțepenit, dar nu mai știu unde e. O zi faină, ne vedem cu alte videouri. Pa, pa!